Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă întâmpin cu un haul cu produse de pe Nala. Recent am profitat și eu de promoțiile de Black Friday de la ei și am comandat câteva produse. Respectiv am plasat două comenzi, nu m-am putut abține. Am plasat astăzi o comandă cum ar veni și următoarea zi am mai plasat încă o comandă pentru că mi-au făcut cu ochiul niște produse și evident că nu m-am stăpânit și le-am comandat și pe acelea. O să vă prezint puțin și un colețel pe care l-am primit zilele trecute de la Casa Esperia, un colețel foarte drăguț, ambalat cu foarte multă dragoste și grijă, ca să-i zic așa. Colețelul conține două produse foarte interesante pe care m-am gândit să le împărtășesc și cu voi. Sunt produse artizanale. Casa Esperia este un distribuitor de produse de la mai mulți producători care selectează produse doar de foarte bună calitate. Toate produsele de pe pagina lor au concentrația maximă de ingrediente active permisă de lege, respectiv 70%, fapt ce garantează rezultate pe măsură. Uitați ce frumos arată și pe interior cutiuța. V-am spus că m-a impresionat din punct de vedere al esteticului. Aici am o scrisorică în care mulțumește pentru comandă și totodată am informații legate de produse de pe care o să vă citesc, dar și despre site, modul în care ei își selectează producătorii, trebuie să îndeplinească anumite criterii de selecție. Scrie aici că Casa Esperia este un distribuitor de produse, așa cum vă spuneam la începutul clipului, de la diferiți producători și care alege doar produse de înaltă calitate pentru necesitățile clienților. Acestea se deosebesc de alte cosmetice, așa cum vă spuneam mai devreme, prin concentrația maximă de ingrediente active permisă de lege, respectiv 70%. Totodată scrie că nișa din care se aleg produsele sunt produse ecologice de artizanat, produse proaspete, deci perioada de valabilitate de după deschidere este de maxim 12 luni, numărul de produse este limitat și se realizează chiar și producție la cerere, adică nu toate produsele pe care ei le realizează sau pe care le comercializează mai degrabă, corect fiind spus, pentru că așa cum vă spuneam, Casa Esperia este un distribuitor, nu toate produsele pe care ei le comercializează se regăsesc pe site, multe dintre ele se vând și în offline. Deci dacă aveți vreo problemă cu tenul, mai degrabă puteți să le scrieți în privat și ei vă recomandă un anumit produs care să se muleze pe necesitățile voastre. Totodată, caracteristicile de selecție a furnizorilor sunt următoare: producție realizată prin utilizarea mai multor ingrediente certificate naturale, întreprinderi de dimensiuni mici și mijlocii și produse 100% fabricate în Italia din ingrediente italiene. Scopul creării acestui site este să ușureze alegerea produselor potrivite necesităților personale prin atenția la detalii. Fiecare client trebuie să facă o alegere personală în funcție de nevoi sale, așa cum vă spuneam mai devreme. Există multe cazuri în care nevoile specifice pot fi satisfăcute prin utilizarea unei varietăți de produse. Și totodată țin să vă menționez că cei de la Casa Esperia tocmai ce au intrat pe piața din România și puteți beneficia de reduceri foarte mari, reduceri care, așa cum spun ei, este posibil ca pe viitor să nu se mai repete. Este menționat aici că vând produse de la mai multe mărci, nu au un brand anume pe care îl vând constant, care sunt verificate de către reprezentanți specialiști ai brandului, deci produsele nu sunt fabricate de către Casa Esperia, ei doar aleg brandurile din nișa producătorilor din Italia care oferă cea mai bună calitate. Deci pe pagina lor veți găsi produsele cele mai bune și cele mai naturale care se găsesc pe piața din Italia, de la cei mai buni producători. De exemplu, dacă un producător la un moment dat nu va mai respecta calitatea, Casa Esperia va renunța imediat la colaborarea cu acesta. Sunt foarte strict din punctul acesta de vedere, vor ca clientul să fie mulțumit de rezultatele pe care le oferă produsul. Avem aici informații despre unul dintre produse, produsul pe care eu mi l-am ales, ca să vă explic. Eu mi-am ales de la ei un anumit produs, respectiv o mască care este și ser, un ser care este și mască, mască care este și ser. Mi s-a părut foarte interesant, nu am încercat niciun produs de genul 2 în 1 până acum și evident că mi-a făcut cu ochiul și am decis să îl achiziționez. Este de la brandul Rubina, este, așa cum vă spuneam mai devreme, mască și ser pentru față, conține 50% extract de struguri și extract de castraveți. Am aici, mi-a plăcut foarte mult că mi-au lăsat și descrierea în limba română pentru că pe ambalaj scrie în limba italiană.
dar și în engleză, văd, deci m-aș fi descurcat. Reduce și previne semnele îmbătrânirii. Când este folosit ca ser, se aplică o cantitate mică pe față, în zona ochilor, și buze și gât. Este ideal să fie lăsat peste noapte sub formă de mască, adică 8-9 picături. Este foarte bun împotriva pungilor și cearcănelor, abia aștept să-l testez cu prima ocazie, mi se pare că miroase și foarte bine. Are 3 luni valabilitate de la deschidere, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok, înseamnă că este un produs foarte calitativ și care este proaspăt, așa cum spuneam mai devreme, promovează produsele proaspete, hrănește și hidratează în profunzime, redă elasticitatea și strălucire feței și zonei ochilor, reduce cearcănele de sub ochi, regenerează, netezește ridurile existente, luminează petele întunecate și cearcănele, încetinește formarea ridurilor, este ideal pentru piele ternă, lipsită de strălucire și chiar pentru cea sensibilă și piele iritată. Așa cum vă spuneam, ca și mod de utilizare se aplică în cazul în care vreți să o folosiți ca și ser, mă refer. 3 picături prin masaj pe față, pe conturul ochilor, gât și buze, în jurul buzelor. Iar ca și mască, 8-9 picături fără masaj pe piele, pe față, în jurul ochilor, în jurul buzelor și pe gât și se lasă să acționeze peste noapte. Are și un ambalaj drăguț, ca și gramaj are 50 de ml, uitați, scrie că este vegan, nu are paraben și este 100% natural, testat dermatologic. Vă las și pe spate să vedeți cum arată. Și uitați, aici scrie că are 3 luni valabilitate de la deschidere. La nevoie, indicat după expunerea la soare pentru împrospătare, ca și zonă se folosește pe față, decolteu, gât, ochi, buze, mâini, corp, sâni, coate și genunchi. Mi se pare un produs foarte interesant, încă din momentul în care am intrat pe pagina lor, pe acesta am pus ochii la prima vedere și chiar nu îmi pare rău că l-am ales. Am văzut că aveau foarte multe produse de la brandul Rubina și totodată vă spuneam că am mai primit încă un produs. Eu mi-am ales această mască ser și am mai primit de la ei cadou o spumă de curățare cu trandafir sălbatic. Este vegan, organic, natural. Și spuneam aici, și mi-a plăcut foarte mult cum s-au exprimat, că au decis să îmi trimită și această spumă de curățare, deoarece curățarea feței este un pas foarte important pentru oricine și trebuie făcut zilnic. Curățarea este primul pas către o piele sănătoasă și funcțională, care menține hidrolipoproteina naturală, așa că nu trebuie să îi subestimăm importanța. Am aici și o broșură în care scrie în limba italiană, voi încerca eu cât de cât să bâșbâi, știu puțin așa, am făcut spaniola și cum se aseamănă el așa puțin, mai nimeresc câteva cuvințele. Este o spumă de curățare delicată cu ingrediente naturale, ideală pentru piele sensibilă și pentru uz zilnic, conține suc de aloe vera și extract de trandafir, are proprietăți anti-îmbătrânire și hidratante. Conține 98% ingrediente de origine naturală și 2,2% organice. Ce mai avem aici? O broșură din gama Dolce Pura Italia. Probabil am câteva informații legate de produsele de la producătorul Dolce Pura. Acesta a fost de la Vegap. Cleanserul cu trandafiri a fost de la Vegap, iar varianta aceasta de la Dolce Pura. Am și niște mostre. Ia să vedem ce avem noi aici. Scrie așa. Avem un cleanser, un toner, un ser, o cremă pentru față anti-îmbătrânire, dar și o mască de față anti-îmbătrânire. Sunt certificate organic și 100% naturale produsele de la Dolce Pura. Haideți să vă arăt și fără punguță. Și am aici niște mostre din fiecare, 100% produs realizat în Italia. Fiecare mostră are 10 ml.
Și am 5 mostre, așa cum vă spuneam mai devreme. Unul este cleanser, unul este toner, unul este cremă, unul este mască și unul este ser. Fiecare pliculeț conține un produs. Această spumă, cum spuneam, este organică, vegană și naturală și ca și gramaj are, ia să vedem noi dacă găsesc, 50 de mililitri. Da, 50 de mililitri. Și am terminat cu pachetelul de la Casa Esperia. Mi-a plăcut foarte mult acest pachetel, în primul rând cum a fost ambalat și în al doilea rând pentru produsele pe care le-am primit. Așa cum vă spuneam, Casa Esperia nu este un brand și un distribuitor al produselor de la mai mulți producători italieni. Sunt foarte strict în ceea ce privește selectarea producătorilor, deoarece vor ca ei să promoveze doar produse 100% italienești de la producători de top din Italia care să ofere cea mai bună calitate. Cum spuneam, sunt produse ecologice de artizanat, așa cum spune și pe cutie, sunt naturale și chiar abia aștept să le testez cu prima ocazie. Sper că v-am făcut și pe voi curios să aruncați o privire pe pagina lor. Eu vă voi lăsa linkul către site în descrierea acestui clip, astfel încât să-i găsiți mult mai repede în cazul în care vreți să aruncați o privire la ei pe site. Voi trece acum la comanda pe care am plasat-o, de fapt comenzile pe care le-am plasat pe site-ul celor de la Nala. Cum vă spuneam, am plasat două comenzi, una în primele zile în care s-au lansat reducerile și una în ziua de Black Friday, la reducerile de Black Friday. Am aici un pachetel cu mai multe produse, am o bombă de baie, un pachetel în acesta care se, un pachet cadou, o bombă de baie cu grefă, un gel de duș cu grefă, l-am mai avut, miroase foarte bine. Și un body sherbet, un sherbet de corp cu grefă. Sherbetul nu l-am mai încercat până acum, am încercat exfoliantele de la ei și mi-au plăcut. Haideți să vă arăt cum arată textura. Miroase foarte bine, după cum bine știți, produsele lor sunt naturale. ...95,4% ingrediente naturale, ca și gramaj are 150 de mililitri, gelul de duș are 200 de mililitri, la fel este și acesta handmade, are 94,1% ingrediente naturale și miroase absolut genial, chiar miroase a grefe. Și sare de baie efervescentă cu aromă de grefă, 125 de grame, 97,7% ingrediente naturale. Și mai am aici încă un pachetel, unde le-am pus pe restul. Am niște broșuri cu un cod de reducere pe care evident că îl voi folosi la următoarea comandă pe pagina lor. Am încă o bombă de baie, o sare de baie efervescentă cu papaya, are 125 de grame și este realizată din 97,8% ingrediente naturale. Îmi plac bombele de baie, iar pe cele de la Nala nu le-am încercat niciodată până acum, am văzut că sunt foarte bune și am văzut că au foarte multe sortimente, foarte multe arome. Mai am un gel de duș cu aromă de cireșe care miroase foarte bine, la fel și acesta are 200 de mililitri, 91,6% ingrediente naturale. Miroase foarte bine, îți vine să-l mănânci. Miroase a sirop, a compot, scuze. Compot de cireșe de care făcea bunica când era mică. Mai am un produs care m-a făcut foarte curioasă și asta m-a și convins să îl achiziționez, să îl comand. Un ulei de corp lejer cu aromă de mușcată și ulei de portocală amară. Conține 99,8% ingrediente naturale și este un produs handmade. Ca și gramaj are 150 de mililitri. Haideți să vedem ce scrie și pe etichetă aici.
Este pentru toate tipurile de piele, se absorbe rapid și este recomandat în special pentru pielea uscată. Conține un mix de 6 uleiuri ce hidratează în profunzime, hrănesc pielea și lasă o senzație de catifelare fără urme grase, ceea ce este un lucru bun pentru că îmi place să folosesc ulei de corp, însă nu-mi place să rămână pâcla aceea uleioasă pe piele, mi se pare enervantă. Uleiul de sâmbur de struguri și uleiul de jojoba sunt bogate în antioxidanți și vitamina E, hidratează și îmbunătățesc elasticitatea pielii, stimulează producția de colagen și previn vergeturile. Uleiul de lavandă calmează și hidratează pielea în profunzime. Uleiul de mușcată calmează iritațiile, iar uleiul de portocală amară are proprietăți tonice și reparatoare. Foarte mișto! Abia aștept să îl încerc cu prima ocazie și miroase și bine, să știți. Ca și gramaj are 150 ml, așa cum spuneam mai devreme. Mai am aici un exfoliant, pentru picioare cu avocado, arbore de ceai. Are 150 ml. Așa, iar ca și ingrediente, 98,9% ingrediente naturale. Haideți să vedem și cum miroase, că nu l-am mirosit. Sper să nu-l dau pe mine, că sunt as la prostii. Miroase foarte bine. Ușor mentolat. Foarte bine miroase. Mai am aici un produs, un exfoliant facial care realizează o exfoliere blândă, gentilă, conține 95,2% ingrediente naturale, este un produs handmade și are 120 de grame, conține semințe de căpșuni, unt de mango, ulei din sâmbur de struguri. Mi s-a părut interesant. Și cred că are și o textură interesantă. E cremos. Și miroase foarte bine. Miroase a prăjitură. Miroase a tartă de fructe. Foarte bine miroase. Mai am aici un exfoliant pentru buze. A fost comanda cu exfoliante asta. Cu pepene roșu, cu aromă de pepene roșu. Are 25 de grame, conține 98,9% ingrediente naturale. Haideți să-i vedeți și textura. Miroase foarte bine a pepene. Îmi face dor de vară. Mai am un balsam de buze cu cocos și vanilie, cu nucă de cocos și vanilie, are 8 grame. Iar ca și ingrediente, 98,6 ingrediente naturale. Asta miroase foarte bine. Și mai am două produse, două deodorante, două deodorante cremă, unul cu mușețel și lavandă, conține 95,7% ingrediente naturale, are 55 de grame și acesta are tot 55 de grame, 95,7 ingrediente naturale și este cu aromă de grefă. Pe acestea le-am comandat pentru că m-a făcut curioasă mama mea, m-a auzit că sunt foarte bune, ea le folosește de ceva timp și este foarte mulțumită de ele, așa că am decis să le încerc și eu. Și cam acestea sunt produsele pe care le-am comandat de la Nala de Black Friday. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați de știre printr-un like, un comentariu și totodată prin subscribe, în cazul în care nu sunteți deja abonați la canalul meu. Wow, cât de repede am vorbit. Până la viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!